După accidentul mortal petrecut la Pufești la finele săptămânii trecute, se pare că evenimentele grave de pe șosele continuă să aibă loc. Miercuri dimineață, o fetiță de 9 ani, elevă în clasa a 3-a la școala din Golești, a fost lovită de un tir pe o trecere de pietoni. Primele date ale polițiștilor arată că șoferul tirului, cetățean moldovean, nu i-a acordat prioritate de trecere fetiței de 9 ani, care în urma impactului a suferit mai multe traumatisme și a fost transportată la spitalul Bagdasar Arsenie din capitală. Cursul dimineții, în jurul orelor 7:30, pe DN285, în interiorul comunei Golești, un bărbat, cetățean moldovean, o vârstă de 32 de ani, în timp ce conducea un ansamblu format dintr-un cap tractor și o semiremorcă, nu a acordat prioritate de trecere unui pieton care s-a angajat în traversarea străzii regulamentar pe marcajul pietonal. În urma acestui eveniment, pietonul a fost lovit, transportat la unitate medicală, în prezent acesta fiind rănit grav. Cu o zi înainte au mai avut loc alte două evenimente rutiere grave. Un șofer în vârstă de 35 de ani a murit în chinuri groaznice, fiind strivit în cabina auto-utilitarei pe care o conducea după ce s-a ciocnit frontal cu semiremorca unei alte auto-utilitare care circula din sens opus. Accidentul a avut loc în jurul orei 3 în curba din zona pieței din Dumbrăveni. Un cetățean moldovean de 44 de ani cu domiciliu în București, care conducea o auto-utilitară încărcată cu suluri din hârtie, nu a călcat frâna înainte de a intra în curbă, care este destul de periculoasă, iar din cauza vitezei și a carosabilului umed, a scăpat semiremorca de sub control. Aceasta a rupt un stâlp de electricitate și s-a dus perpendicular pe axul drumului. În urma impactului, cabina auto-utilitarei cu numere de alba s-a făcut zob, iar șoferul a rămas prins între fiarele mașinii. El a fost scos de pompierii de la descarcerare, dar era decedat. La primele ore ale dimineții de ieri, în jurul orei 3, s-a primit un apel la dispeceratul nostru prin care se anunța producerea unui accident rutier pe E85. Imediat s-a deplasat către fața locului un echipaj cu o auto specială pentru descarcerare din cadrul detașamentului de pompieri Focșani. La sosirea forțelor de intervenție a fost identificat un bărbat în vârstă de 39 de ani care era blocat între bord și scaunul șoferului. Din nefericire, leziunile suferite de acestea i-au curmat viața. S-a acționat cu accesoriile specifice din dotarea autospecială pentru eliberarea victimei. O altă nenorocire s-a produs tot marți, de data aceasta pe drumul european 85. O fetiță de 12 ani și mama ei de 36 de ani, ambele din Slobozia Bradului, au fost rănite în urma unui accident în care au fost implicate 3 autovehicule, mai precis un tir și 3 mașini mici. Evenimentul s-a produs pe drumul european între Urecheș și Pecău Cotești, iar cauza acestuia ar fi neacordarea de prioritate la pătrunderea pe drumul european de pe un drum lateral. Statistica accidentelor produse pe șoselele din Vrancea arată că din 2008 și până în luna trecută, pe raza județului s-au produs 1378 de accidente grave, în urma cărora și-au pierdut viața 343 de oameni, iar 1277 s-au ales cu răni grave.